Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotella. Nu s-o pot să vorbesc foarte tare, dar sunt destul de aproape suficient ca să mă auziți. Fac acum etalarea pentru luna plină, pentru că din punctul meu de vedere luna plină încă este. Și efectele, evident că vor dura, pot să dureze chiar 6 luni de zile. După cum vedeți, am pus ceva aici, am creat un ansamblu. Aveți de ales între varianta 1, varianta 2, lumânarea roșie, și varianta 3, acest ametist super. Am pus camera tocmai ca să vedeți, să vă dați timp și să alegeți o situație de lună plină. Și mai vedem ce alte situații mai apar și cu alte ocazii. Între timp, eu schimb poziția. Și încep să etalez pentru numărul 1, da? Numărul 1. Cei care ați ales numărul 1. O situație, despre ce vorbim acum? Luna plină. Numărul 1. De cei care au ales numărul 1, o situație. Este mister. Avem răbdare. Justiția. Justiția nu este justiția, este numărul 11. Dar când văd 11, imediat mă gândesc la justiție. Nu știu, cred că această combinație a mai apărut de curând la o etalare. Într-o formă sau alta. Aveți un dușman. Aveți o situație foarte periculoasă cu care aveți de-a face. 7 poate să fie relație de lungă durată. Dar este șarpele. 11, cu gândul la justiție. Cineva care nu se poartă corect cu voi. Cineva cu care aveți un contract, poate să fie la locul de muncă, poate să fie acasă, soț, soție, cu aceștia aveți contracte. Sau, om 3 și om vedea. Și 7, tot casa balanței înseamnă. Tot casa contractelor. Mare, mari probleme. Nu întâmplător ați ales soarele negru. Acesta e un soare, dar e negru. Nu este lumină. Este întuneric. La capitolul spiritualitate, acest personaj va aduce un mare întuneric și vă provoacă să vă găsiți lumina, să mergeți, 7 înseamnă faetonul, să lăsați în urmă tot întunericul și să mergeți, faetonul am zis înseamnă călătorie, către echilibru. Echilibru trebuie să fie în voi și în preajma oamenilor de bun simț. E un personaj foarte dur. Această carte reprezintă biciu. Vedeți cărțile? Poate este... Ia, uitați-le. Șarpele și biciul. Of, of, of. Hai să vedem în prezent. Cum gestionați voi situația asta? Numărul 1. Probabil este o femeie, o energie feminină foarte, dacă nu e dominatoare, este periculos, periculoasă, de periculos de negativă, de... Nu vreau să mai rostesc cuvinte pentru că nu vreau. Voi știți cum e. Ia uite, 8 de spade în prezent. Moartea și 8 de spade. Frumos ar fi, da? Să vă transformați mental. Într-adevăr, acest personaj vă ține legați de ei. Vă manipulează mental. Creează impresia că nu sunteți în stare de nimic, dar este doar o iluzie. 8 e transformare, casa 7 și 8, da? Casa scorpionului. Sunteți în această lecție ca să vă transformați mintea. Și moartea. Iar casa scorpionului. Trebuie să puneți punct
să îngropați această poveste, această situație. Cum? Plecând. Dacă aveți a face cu un narcisist, interesant, aici este apare împăratul. Trebuie să vă regăsiți echilibru în altă parte, eventual la distanță. Și să o luați de la zero, ia uite. Să o luați de la zero ca să vă regăsiți autoritatea și autonomia mentală. Regina de spade poate să reprezinte și un divorț. Dar, dragii mei, nu vă fie frică de schimbare, pentru că 8 înseamnă transformare. Nu doar schimbare, transformare. Dacă mai stați mult în preajma acestei persoane sau în această situație, nu e de bine. Îmi aleg cu grijă cuvintele. Într-adevăr, posibil să fie un personaj, nu contează, femeie, posibil. Foarte autoritar sau, repet, nu să e autoritar, manipulator. Dar de o energie negativă, cum nu? Nici nu vreau să mai caut cuvinte ca să o descriu. Înainte de așa ceva, că avem before și after tarot. Înainte de așa ceva, ce a fost înainte de așa ceva, numărul 1? Nu pusesem cartea aia. Unde era? Înainte de așa ceva, ce era? Wow! Luna plină, dragii mei, este luna plină, eliberați-vă! Mergeți la biserică, faceți ritualurile de curățenie despre care am zis în alte etalări. Sper că m-au auzit, da? Ia uite, 3 de cupe. Dar a venit pe orizontal. Probabil a încercat să fie prietenoasă. Probabil v-a creat un cerc de prieteni în care prietenii nu sunt prieteni. Sunt aliații săi. Sunt dușmanii voștri. Mare grijă la prieteni. Probabil că îi place să petreacă, probabil că îi place să-și și înșele. 3 de cupe a venit. În cea mai nepotrivită poziție, să spun. Dar voi n-ați văzut, interesant, la capătul setului de cărți era roata norocului și urma. Urmau blocaje. N-ați văzut ce fiară era acest personaj. N-ați văzut cum vă răstoarnă cupă după cupă, cupă după cupă, după cupă. Deci asta nu n-ați văzut voi atunci. Cum acest personaj părea în armonie, dar n-a fost. Wow, ce părți, ce talare. Hai să vedem acum. Am zis, măi, îndrăzniți să faceți transformarea, nu? Ia uitați, aveți aici moarte și apare și 13. Cineva care se joacă cu copilul interior, cu copilul vostru interior. Eventual vă folosește copiii ca să vă manipuleze, dar vă rănește copilul interior. 13. Este numărul morții aici, dar este moarte și renaștere, nu vă speriați. Ia uitați, puteți. Oh, ce frumos! Să aveți parte, nu stați pentru bani. Puteți să aveți parte de acești bani 34. Dacă faceți transformarea, vine abundența lângă oameni. Vă e dor de cineva interesant. Lângă oameni care caută adevărul cu această carte. Oameni care citesc, care caută, care gândesc, care se transformă. Și care, interesant, transformă durerea, greutățile. Ia uite! În lucruri frumoase. Acolo trebuie să ajungeți voi. Și, dragii mei, nu pot să vorbesc tare. Dar, hai să vedem. Unde vă duce transformarea, dacă îndrăzniți? Sau în următoarele luni, în ce fază a transformării, vezi, ia uite, judecata, vezi, renaște, mai, puteți să renașteți. Moartea și renaștere. Puteți să vă bucurați de ascensiune spirituală. Dar nu doar, nu doar. Ia uite, dărâmați acest turn, lăsați turnul să se dărâme. Dacă oricum se dărâmă.
și bucurați-vă de cupa voastră, cavalerul de cupe, de izvorul care e în voi și pe care îl secătuiește acest personaj sau îl folosește, îl exploatează personajul, situația în care sunteți. Da, foarte interesante cărți, foarte interesante cărți. Judecata, ascultați-vă intuiția. Dumnezeu vă trimite oameni care vă trezesc, care vă aduc transformarea în viață. Aici e mai întuneric, de-aia trebuie să aprind lumina. Ascultați-vă intuiția, ascultați și pe cei pe care vi trimite Dumnezeu ca să ieșiți în această situație. Vedeți, am vorbit de un copil interior care este foarte rănit. Din cauza că este rănit, acceptați aceste situații. Mergeți la un psiholog, vă rog frumos. Sau la un consilier, la un personaj profund care vă poate vindeca acel copil interior. Interesant că mă fixez pe acest copilaș. Copilașul din voi, adică inocența poate să renască să vă puteți bucura de frumos, de dragoste și de talentele pe care le aveți aici cu acest personaj. Wow, în această situație nu puteți. 1, 1, 2, 2, văzusem. Cam asta e. Cam asta e, dragii mei. E o realitate pentru unii dintre voi că vă place să auziți despre ea. Aia, te deschid la 5 de bute, la conflicte, la argumente, la discuții, care vă pun la pat eventual, lacrimi, dezamăgiri. Deschisesem la marele preot, care înseamnă și căsătorie. Cineva care eventual vă manipulează prin așa zisele reguli impuse de biserică. Dragii mei, faceți ce vreți. Eu v-am transmis mesajul. Nici nu vreau să mai mi-aduc aminte. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2? Hai să vedem. Cei care ați ales această candelă, mare candelă, lumânare mare și roșie. Curățăm cărțile pentru numărul 2. O situație. Nu pot să vorbesc tare. Ia să facem așa. Așa. Deci, repet, nu pot să vorbesc tare. Sper că e suficient de tare volumul. Dacă nu, dați-l voi la mai tare sau ascultați la căști. Lună plină în situație. Asta e un soi de turn, o situație neașteptată. O situație neașteptată. Oh, ce frumos, dar foarte interesant este. O situație care se transformă, vedeți ce numere? Ce numere? Situația aceasta neașteptată are numărul 19, care în tarot reprezintă soarele. Soarele revine în zona nemanifestată, sub forma lui 3 și 1. Creația, sau mai bine, creați-vă pe voi înșivă, ca să vă găsiți ce? 3 și cu 1, 4, stabilitatea. Creați-vă, recreați-vă, transformați-vă. Aici este ibisul, care înseamnă transformare, înseamnă călătorie, dar înseamnă și 17 stea, înseamnă și vindecare. Poate că cineva vine de la distanță, se bucură de această reîntâlnire într-un mod neașteptat, interesant. Probabil că la acea întâlnire, sau mai bine nu, la acea distanță, la acea călătorie, acel personaj încearcă să creeze un soi de abundență, de stabilitate, singur sau cu cineva, singură. Dar vine de la distanță, într-un mod neașteptat și vă bucurați eventual de această întâlnire. Dacă e vorba de un alt personaj, dacă e vorba de voi, nu vă fie frică să adoptați,
sau să întâmpinați situații neașteptate, pentru că turnul înseamnă evenimente neașteptate care vă șochează, vă uimesc, uneori poate să fie și un șoc neplăcut, dar apare totuși soarele. Poate să aibă legătură cu o atracție pe care o simțiți față de cineva. Pentru că e o lumânare roșie, da? Super sexualitate. Hai să vedem ce alte cărți apar. Un așa, să vedeți unde se pun. Să pun așa. Deci turnul, situații neașteptate. La această lună plină. Ia să vedem în prezent ce aveți. Sau cum ați întâmpinat această situație. Curăți cărțile pentru numărul 2. De bâte, 8 de cupe, cineva a încercat să pună blocaje. Dar iar apare această călătorie care vine cu un potențial, vedeți, și bâtele acestea tot roșii sunt, cu un potențial de manifestare. După o perioadă de blocaje, de încercare a cuiva, a voastră sau a persoanei cu care v-ați întâlnit, încercarea de eliberare. Aș vrea să clarific ce înseamnă acest magician. Pentru că se văd blocajele care încă se resimt și în prezent. Deși, vedeți voi, prezentul nu e musai acum. Acum acesta poate să fie și peste o zi și peste o săptămână. E într-o zonă, se manifestă într-o zonă mai largă. Cum să explic, după o atitudine, să zic, defensivă, precaută, încercarea cuiva, a voastră sau unei persoane de a nu exprima, interesant, 7 de bâte, 9 de bâte, 8 de bâte, de a nu exprima această pasiune pe care o aveți. Voi față de cineva, eventual și persoana respectivă, există o atracție. Se va comunica eventual într-un mod neașteptat. Dar vreau să văd ce se manifestă. Hai să vedem. Clarificăm magicianul. Sau nu folosesc alte cărți. Da, hai să folosim alte cărți. Trebuie transformat o situație. Uite, soarele acesta. Soarele acesta transformă de la confuzii, opțiuni. Măi, eu nu o dragoste care plutește în aer, dar dragoste e o dragoste care transformă. Că e foarte intensă. Vedeți? Soarele, moartea și iar soarele. Și steaua care aduce vindecare. Lucrurile acestea evident că se vor manifesta în timp. Dar hai să vedem ce a fost înainte și apoi vedem ce e după. Ce a fost înainte de această situație? Curăscați. Wow. Patru de cupe. Probabil că personajul cu care v-ați întâlnit, pentru că aici energia feminină într-o vibrație foarte înaltă. Soarele este reprezentat de energia feminină care are încredere în ea, în creativitatea ei, își manifestă identitatea într-un mod creativ, spiritual, senin, are calități de vindecător, dar energia masculină pare să că înainte era cu petrecerile, cu primea orice ofertă, cupă după cupă după cupă, hai mai dăm încă una, hai încă una, cupele reprezentând așa zise iubiri, amoruri trecătoare, încă o cupă, încă o cupă, încă o prietenă, încă o prietenă, până v-ați întâlnit, 6 de cupe, v-ați întâlnit într-un mod, să zic, banal. 6 pentru mine înseamnă situații în jurul casei. Este casa 6 a Fecioarei. Situații în jurul casei. V-ați întâlnit, v-ați
Ați sesizat că aveți, eu știu, preocupări asemănătoare, vă duceți la ceașa alimentară, dau exemplu, da? Sau, eu știu, v-ați întâlnit să faceți ceva și în această întâlnire ați descoperit că aveți multă simpatie și empatie unul față de celălalt. Da. Urma ce nu ați știut, nu ați știut atunci, în trecut, cu o nouă dragoste. O nouă, erați într-un oarecare echilibru. Și voi și cealaltă persoană. Dar n-ați știut cu o nouă dragoste. Ia uite, și soarele se va naște. O nouă dragoste se va naște. Eventual, înțelegerea copilului interior din voi. Dar pentru această dragoste, unul dintre voi trebuie să învețe să aibă alte viziuni despre emoții, despre dragoste, despre femeie, despre spiritualitate, despre masculinitate, despre multe, da? Într-un mod neașteptat, ia uite, iar apare turnul. Asta este în trecut și acum apare în prezent. Turnul. Ia uite, și pasiv. Ia uite, 8 de bâte care apare iar în prezent. Vedeți cum s-au așezat cărțile. Ce frumos! Îmi place când folosești și setul acestea de cărți. Hai să vedem ce apare după. Adică, hai să investigăm ce se poate manifesta. Ce se poate manifesta. Curățăm cărțile. Până la urmă, mi se pare interesantă și genul ăsta de echilare. Cu prezent, trecut cu acel set de cărți și viitorul cu acesta, care reprezintă after tarot. Hai să vedem ce se poate manifesta. Numărul 2. Dacă ați suferit, am zis, apare vindecarea, tot așa, urmează să vă vindecați. Prezența cuiva, o energie feminină înaltă, ajută la vindecarea unei situații, poate situație care ține de educație, de cinci, de marele preot, de arborele genealogic, am înțeles, de familia cuiva, cineva încearcă să-și caute ancora, rădăcinile sau stabilitatea la distanță, pentru că în familie probabil n-a găsit. În fine, sunt niște chestii. Dar această călătorie, reîntoarcere, aș spune, într-un mod neașteptat apare întâlnirea, repet, de o întâlnire care vă bucură. Poate veți comunica despre niște dezamăgiri, despre niște dureri, vedeți cărțile, da? Ia uite, un nou capitol, dragoste, adevăr, pasiune, wow! Și orice concurență și orice bârfă va fi pusă la, ia uite, Arhanghelul Mihail care se luptă cu diavolul, glumesc, e cavalerul de spade, orice, da, oricine va interveni între voi și acest personaj va fi pus la punct în un capitol. Hai mai dăm o carte pe 10 de spade. Ia uite, și am văzut regele de cupe. 9 de monede, spânzuratul și regina de cupe. Din prea plinul vostru, doamnelor, am zis doamnele, din prea plinul vostru oferiți vindecare cuiva, oferiți iluminare, empatie, sensibilitate, un zâmbet. Pentru că știți, emoțiile nu se oferă. Aici este o cupă simbolică, da? Emoțiile se oferă pe multe căi, inclusiv prin telepatie, inclusiv prin vis, inclusiv prin o strângere de mână, printr-o mângâiere prietenească, chiar dacă e pasiune prietenească. Și ajutați acel personaj, l-am văzut, da? Să se trezească, spânzuratul era și aici. Spânzuratul este și aici. Trebuie să aveți multă răbdare, eventual, dacă vreți. Dar, în general, empatia voastră, am zis, calitățile voastre vindecătoare ajută
la trezirea unei energii masculine, la eliberarea de niște, vedeți, eliberarea de niște traume. Și asta se va comunica, cineva își va spune eventual suferințele, o parte din ele, și celălalt va comunica despre cum este să fii independent, cum este să te lupți pentru idealurile tale, cum este să te bucuri de munca pe care ai depus-o. Ai depus multă muncă și acum te bucuri, da? Adică trebuie să fii tenace. Cum este să înțelegi personajul? Mai și eu am trecut prin situații, prin greutăți, uite, sunt aici alături de tine, îți ofer, ocupă. Vă aduceți aminte? Mi-aduc aminte de o chestie. Când Iisus își căra crucea, la un moment dat cineva a venit cu o cană cu apă. Mare lucru e, da? Când cineva își duce crucea, să apară un personaj plin de empatie, care să-i mai ușureze chiar și pe moment, chiar și pe moment, greutățile. Și atunci acel efect sau acel gest va avea efecte de lungă durată. Poate chiar am zis, va transforma viața cuiva prin acel soare. Din toate opțiunile pe care le-a avut, acel personaj va înțelege că vrea, nu, dragoste, vrea stabilitate, cu un personaj care își cunoaște, care își cunoaște valoarea. Regina de monede, da? Regina de cupe. Am văzut multe regine. În ce sens? Ia uite, justiția. Se va manifesta justiție. Se va manifesta dreptate. Acest personaj va vrea, la un moment dat, să renască, ia uite, judecata. Și pasiunea, energia aceasta pe care, ia uite, da, regele de bâte, lumânarea roșie, energia asta pe care o conține, să o folosească în sens creativ, să-și descopere independența, să fie corect. Frumoase, frumoase cărți. Frumoase cărți. Sper că v-a plăcut. Și pe mine mă fascinează mai nou să folosesc aceste seturi de cărți înainte de tarot și după. Chiar dacă mai am încă un set. Normal. Da? Dragii mei, dacă n-ați întâlnit încă acest turn, urmează. Situația aceea, o surpriză, o situație la care nu vă așteptați. Hop, țop, apare cineva la colț. Glumesc. Sau la fereastră. Sunt niște chestii. Hai să vedem. Cei care ați ales ametistul, nu pot să țip. Da, eu sper să auziți. Dacă nu, puneți-vă căștina. Și nu mai fi supărați. Fiți mai relaxați în general. Hai să vedem. Cei care ați ales ametistul, știți că mi-e drag. De-al și la. Chestiune de spiritualitate, de transformare, de iertare, aș spune. Dar, totuși, lună plină. Lună plină săgetător. Știți că săgetătorul tinde către spiritualitate, ia, turnul tot vrea să apară. Poate ar fi bine să ascultați numărul 2, nu știu. Hai, o situație. O situație pentru numărul 3. O situație. O situație pentru numărul 3. Luna asta plină încă este și efectul ei, am zis, durează mult timp, mult timp. 22, interesant. Ce număr, număr maestru, da? Dar, dragii mei, 22, voi vreți să fiți în echilibru, dar trebuie să vă găsiți calea, calea voastră. Acest număr reprezintă calea, drumul. Drumul către ce? 2 și cu 2, 4. Către stabilitate. Către bărbatul divin, către bărbatul divin din voi, nu contează ce sunteți bărbați femei, da? Bărbatul divin din voi. Bărbatul divin care
Reprezintă stabilitate, autonomie, responsabilitate, protecție, nu dorința de a domina. Reprezintă, bărbatul divin reprezintă, ia uite, calitățile de conducător ale voastre. Calitățile de conducător. Ia să-i pic. Am stins bețișorul. O să mă vedeți murdară. Da, am stins bețișorul. 22. Probabil trebuie să lăsați o relație 2 ca să începeți altă relație, dar a doua relație, în primul și în primul rând, nu se poate construi acel 4 dacă nu aveți o relație armonioasă cu voi. Iar relația din voi reflectă relația cu exteriorul. Dar 22 este un număr superb. Ia extraordinar! 2 și cu 2, 4. Băi, deci îmi place. Place când se întâmplă așa ceva. Urmează. Trebuie să mergeți înspre casă, unii dintre voi. Dar nu e vorba doar drum înspre casă. Este, cum am zis mai devreme, transformare. La vedeți, umplutorii. Trebuie să vă transformați. Și să vă găsiți echilibru. Interesant, aici 15, care reprezintă diavolul, este simbolizat de urs. Aveți o forță de a depăși problemele, inclusiv dușmanii, toxicitățile, răutățile altora, da? Și cei drăguți, așa zisul diavol, apare lângă stea și lângă soare. Iar trebuie să... E o călătorie, iar călătorie, transformare. Eu exact ce am zis mai devreme, vedeți? Este o casă în care vă găsiți o oarecare stabilitate, dar acolo e o chestiune toxică, este o codependență în acea casă, că e 4. Și apare iar 17, care reprezintă transformare, ibisul călătorii la distanță, peste hotare, eventual, dar 17 înseamnă și steaua și vindecare, da? Credință. Trebuie să aveți credință, să călătoriți iar calea, să vă găsiți 4 echilibru într-un alt context, să-l creați pe cont propriu, cum am zis mai devreme, eventual cineva vă inspiră prin comunicare. Da. Cineva vă inspiră. Sau puteți să citiți, să scrieți, dar mai ales să citiți despre această capacitate a noastră, a tuturor, de a ne crea, reinventarea, aș spune. Dar, repet, cineva, o energie, posibil feminină, să vă arate calea, să vă inspire la a fi, în primul și în primul rând, autentici, și apoi să vă găsiți stabilitatea 3 și cu 1, repet, pentru că este important, în voi, în credință, în spiritualitate și în ceea ce creați. Și în momentul în care veți crea aceste lucruri, veți manifesta și abundență. Veți intra deja pe misiunea voastră. Wow, ce cărți interesante! Ce cărți interesante! Hai să vedem. Curățăm cărțile. A, nu, mai întâi asta. Curățăm și pe acestea. Curățăm cărțile. Pentru numărul 3. Situația în prezent. În prezent. Hop de monede. Muncă. Ia uite, diavolul și munca. Vedeți? Diavolul și munca. Aveți energie. Dar o puneți în direcții nepotrivite. Poate că sunteți obsedați prea mult de carieră. Dar eu, dragii mei, aici nu este o carieră în care cineva muncește pentru altcineva. Da? Ideea este să fiți independenți. Încă permit vremurile. Încă permit. Diavolul înseamnă sistemul în care suntem, financiar, eventual. Sunt sisteme. Cum ar fi sistemul pedagogic, sistemul medical, sistemul, mai dați și voi exemple, sunt sisteme, da? În care ar trebui să ieșiți ca să vă găsiți
cale, autonomie, autoritatea. 22, dragii mei, eu știu ce înseamnă ca și cale în viață. Să faceți bani, dar pe cont propriu, să vă găsiți stabilitatea în afara acestor slujbe în care voi, repet, lucrați pentru alții. Poate munciți pentru o relație toxică, pentru o casă toxică. Poate, am zis, cineva încearcă să vă țină acasă sau să vă țină în preajmă prin metode toxice, spunem, da? Nesănătoase. E o combinație de numărul 1 cu numărul 2. Clar. Ia uite, justiție. La cap, vorbeam de contracte sau de situații nedrepte în care cineva vrea să aibă autoritatea asupra voastră, să vă pună în cărcă multă responsabilități, iar să munciți pentru echilibrul lor. Asta nu vedeți voi. Voi aveți impresia că acest personaj e corect, dar nu e corect. Da. Și fericirea este amânată și agățată în cui. Aș spune. Hai să vedem ce a fost înainte de acest diavol. Diavol. Numărul 15 apare de două ori acasă. Ce a fost înainte de acest diavol? Nu zice nimeni că e ușoară cărarea, calea, către, repet, stabilitatea din voi 3 și cu 1, din voi, nu e ușoară. De apare și călătorie la distanță, da, poate fi și peste hotare, dar nu doar atât. E vorba de a vă depăși limitele, că asta înseamnă transformare, nu? Nu e ușor. De a vă depăși fricile, adicțiile, orgoliu, complexele. Ce-a fost înainte? Ia uite, doi de cupe. Ați crezut, da, ăsta era diavol. Ați crezut că, vai, că vă înțelegeți. V-ați privit față în față și ați zis, gata, asta e persoana mea. Ia uite, dar am zis că seamănă, e o combinație între 1 și 2. Aici este un ideal, a zis, vai, o să fie frumos, așa sperați voi că o să fie frumos, lasă că o să fie frumos. Și când colo, la prima ploaie a început să apară fiara, da, în spatele, să apară blocajele, să apară luptele, da. Ia uite. Nu mai puteați, deja n-ați mai putut să o luați de la zero, pentru că tot timpul erați ademeniți înapoi, aș spune, înapoi, sub forma unei false prietenii, începuse să folosească cuvintele în interesul lor, începuseră. Ciudate cărți, ciudate. Hai, mai vreți încă o carte? Hai să mai dăm o carte. Mai dați-mi o carte. Wow. Totul a început cu falsă. Și de ce zic falsă? Vedeți, cupele sunt sus. Nu vedeți ce e în cupă. Și voi aveați cupa goală? Și ei aveau cupa goală. Și cu două cupe goale n-are ce să creeze. Și nu vorbesc de bani, vorbesc de emoții. Comunicarea. Și ar cavalerul de cupe. Interesant, a apărut o a treia persoană. Am senzația că a apărut o a treia persoană. Cineva s-a lăsat.
Da, poate că la un moment dat n-ați aprofundat comunicarea un vale de spade, n-ați aprofundat comunicarea, nu ați investigat, n-ați aflat de fapt ce e cu celălalt ca să înțelegeți. Și la un moment dat a apărut un personaj care vă oferă o cupă eventual adevărată. Vine mai de jos, celălalt e mai sus, dar cu multă, multă pasiune. Ar putea să fie o a treia cupă cu potențial de vindecare și de recâștigarea pasiunii, a energiei, într-un context în care există codependență, codependență, adică v-ați obișnuit. V-ați obișnuit. Vreți în cărțile. Clarificăm, nu diavolul, nu. 8 de monede, aș vrea să știu. Ce urmează? Să cineva vrea să muncească eventual. Clarificăm 8 de monede. Valetul de bute interesant. Ar putea pentru unii dintre voi, mai ales dacă ați ascultat această etalare, să încercați să vă urmați calea, vedeți? Calea e aici și valetul de bute să vă regăsiți. Am zis, cineva vă inspiră. Personajul acesta vine și vă inspiră, vă exprimă niște lucruri de suflet. Vă atrage prin acest roșu că pasiunea trebuie să fie în voi și să o direcționați într-un mod frumos, empatic, către voi, către calea voastră și apoi către alții. Dar când sunteți deja pe cărarea voastră, aș spune. Nu știu de ce. Eu asociez acest cavaler de cupe cu soarele de aici. Personajul care, prin comunicare sau la un drum, că e un cavalerie în cal, exprimă ceva și inspiră. Da, vă veți înfrunta fricile. Pe această cărare, această nouă cărare, vă veți înfrunta fricile, dar veți ajunge mai generoși, veți atrage oameni generoși, vă veți ridica din, da, din starea asta de să lucrez doar pentru casă, pentru relația mea, pentru așa, și veți învăța să oferiți altora. Mai dăm o carte. De bute, valetul de bute. 8 de monede, valetul de bute. Mai dăm o carte pentru numărul 3. Extraordinar, ce frumos. Nu merită? 10 de cupe. Dar aici sunt multe stele. Foarte multe stele. Aici este misiunea voastră, aici este casa voastră. Adevărata casă. În primul rând, dragostea, am zis, stabilitatea o găsiți în voi. Și în momentul în care o veți găsi în voi, puteți să fiți cu oameni care deja au găsit stabilitatea și fericirea în ei. Nu creează adicții, nu vă folosesc pentru bani. Cineva va folosi pentru bani, pentru sex, pentru stabilitatea lor. Dar vedeți, interesant. Ah, interesant. Cineva vine și vă transformă, zic eu, vine și vă transformă, uite fluturaș, vine și vă transformă prin cuvânt. Aici sunt păsări și cupe. Și am zis, mergeți către, ia uite, steaua, vindecare. E o călătorie lungă, dar, repet, în această călătorie vă veți înfrunta fricile, n-aveți cum. Ia uite, exact ce am zis, exact ce am zis. Și după aceea veți putea să vă bucurați cu adevărat de prieteni adevărați, de oameni care sunt ca voi, de asociații benefice, colaborări fructuoase. Cam atât, sper că ați auzit, dați mai tare, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine, ceau, ceau!